Vă spun bine ați venit la prima întâlnire a regiunii numărul 5, o întâlnire informativă. Numele meu este George Oblic, pentru cei care mă cunoașteți. Sunt directorul tehnic regional al regiunii Bihor-Maramureș. La această întâlnire avem printre noi pe doamna președintă a Federației Române de Basket, doamna Carmen Tocală, domnul primar al municipiului Sighet, domnul Marmație, Vasile Mordova, domnul senator Sorin Vlași, managerul general al Federației Române de Basket, Cătălin Furlacu, și Anguța Stoienescu din partea Federației Române de Basket. Ședința o să o împărțim în trei capitole mari. 1. Sprijinul administrației publice locale și a reprezentanților instituțiilor pentru bunul mers al regiunii. A doilea punct va fi doamna Monica Dinu, ne va prezenta posibilitatea accesării de fonduri europene și a programului Erasmus pentru regiune și pentru cluburile participante. Și ultimul punct este care va fi dezbaterea și începerea campionatelor regionale. Vreau să mulțumesc pentru cei pe care i-am numerat înainte, vreau să mulțumesc reprezentanților inspectoratelor școlare al județului Maramureș, inspectoratului școlar Satu Mare, care au venit numele noi, reprezentantul direcției de sport al județului Maramureș, și toate patru, reprezentantul celor patru asociații județene de basket din cele patru județe. Am să-i dau cuvântul gazdei noastre care ne-a primit în această ședință, domnului Vasile Mordovan, să vă spun un cuvânt pe cum venit. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, onorat prezidiu, stimați invitați, vă spun bine ați venit la Sighetul Armației. Este o onoare pentru noi să vedem astfel de eveniment și putem spune, pot spune că este o zi istorică pentru sportul sighetean și pentru sportul maramureșan. Ne bucurăm că am fost aleși ca și regiune nord-vest pentru coordonarea basketului și mă bucur că Federația Română de Basket a inițiat această campanie, această organizare la pe regiunii a jocului de basket. Noi aici, la Sighetul Maramureș, avem deja o tradiție în acest sport prin efortul unor oameni deosebiți. Mă refer aici la Emil Costelnic și la ceilalți colegi al lui, pe numele pe toți, sunt aici prezenți și vă mulțumesc pentru implicarea în termenul basketbalistic și sportiv al municipiului. Sute de copii au trecut pragurile echipelor pe care ați coordonat, începând de la Eco Sighet, CSS Sighet și acum CSM Sighetul Maramureșului. Am avut rezultate și performanțe extraordinare în acest sport. Pe lângă celelalte sporturi pe care avem la Clubul Sportiv Municipal și pentru noi, mai ales acum, și motivează constituirea constituirii prioritate și secția de basket al Clubului Sportiv Municipal. Și împreună cu colegii de la CSS Sighet vom face ca acest sport să performeze, să aducem cât mai mulți copii către acest sport. Astăzi am fost deja la o grădiniță unde reprezentanții Federației Române de Basket au distribuit materiale și copiii au fost foarte încântați de ceea ce au văzut și sper ca gradul de părinți vor să fie îndrumați, bineînțeles, părinții se îndrume să facă sport, fie că vorbim de basket sau de alte sporturi. Este important să le oferim oportunitatea să facă sport. Încă o dată vă doresc mult succes în tot ceea ce faci, să mulțumim că ne luați cu prezența. Succes și Doamne ajută, amănunte despre acest proiect o să ne ofere doamna președintă, tot am înțeles. Bun. Domnul Sorin Vlașin, care este senator de Maramureș, un iubitor al sportului, un susținător în Senatul României a programelor sportive, o să rog să ne spună câteva cuvinte.
ziua vă spun și eu, tuturor, domnule primar, doamna președinte Federației Române, domnule general, stimați invitați, așa cum spunea și domnul primar, trăim momente remarcabile pentru sport. Și începe prin a felicita Federația pentru implicarea pe orizontal în regionalizarea secției de basket și venind în teritoriu să pătrundă, de fapt, până în cea mai mică suburbie și în școlile din țară. Sigur că este benefic pentru copiii noștri să avem o astfel de acțiune implicată și sprijinită de la nivel național, de la nivel central, pentru că, așa cum știm cu toții, suntem deja captivați de această bulă de online, această bulă de internet. Trebuie să facem eforturi majore să reușim să scoatem copiii măcar pentru o oră sau pentru două pe săptămână și să-i ducem în zonele de sport, la terenurile de sport, la sălile de sport, la educație fizică și nu numai. Basketul, relativ un sport scump, deși cred că este cel mai, sau printre cele mai bine sporturi din lume. Este un fenomen captiv, accesibil tuturor și este foarte simplu. O minge, un coș și orice străduță, orice loc de joacă, orice curte poate deveni o arenă de basket. În acest sens, cred că suntem cu toții responsabili și felicit și pe cei din Sighetul Marmației responsabili cu sportul, că au făcut posibilă, prin dirigențe care le-au portat, au făcut posibilă regionalizarea sau unui punct de lucru a regionalizării și în Sighetul Marmației, sens în care nu putem decât să fim în oraș cu toții pentru această reușită. Ne bazăm foarte mult pe Federația Română, că ne va sprijini și sigur alături de administrația locală, de domnul primar, de Consiliul Local, să dăm comunității sighetene mai mult sport. Urez succes tuturor, mult respect în orice sport și fair play. Înainte de a-i da cuvântul doamnei președinte a Federației Române de Basket, doamna Carmen Tocală, vreau să îi mulțumesc public pentru șansa care mi-a dat-o numindu-mă director regional, să-i mulțumesc public pentru numele municipiului Sighetul Marmației, că este capitala regională și sper să mă achit de toate obligațiile, să pot să apăr interesele colegilor din teritoriu. Vă mulțumesc! Domnule primar, domnule senator, stimați colegi, suntem până la urmă toți pentru că avem un interes comun să oferim României o societate bine dezvoltată. Sportul contribuie mult la educație, sportul contribuie mult la sănătate și la integrare socială. De ce basketul? Pentru că suntem noi, suntem cei mai puternici ca și rezultate, ca și medalii obținute, dar suntem un fenomen social recunoscut pe mapa mondială, este cea mai puternică federație sportivă națională, cu cele mai multe țări afiliate, 213. De ce în Europa? Pentru că basketul european are tradiție, este cine nu știu, sunt ex-Iugoslavia, alături de țările balcanice, au avut un rol multă vreme. Și de ce noi acum aici la dumneavoastră, mulțumim foarte mult, domnule primar, pentru prezența permanentă în viața basketbalistică, pentru că începem reforma administrativă. Cred că a început cu, de la vederea în
Uniunea Europeană din 2007, când am propus să transferăm competențele și responsabilitățile de la nivel central către UAT-ul, administrația publică locală, totul în folosul cetățenilor. Dacă, din punct de vedere administrativ, nu s-a reușit încă, sperăm că noi suntem ca și pionieri în partea aceasta de administrativă, să reușim să dezvoltăm sportul după noi cerințe internaționale. De ce spun acest lucru? Pentru că baza de selecție trebuie să fie mult mai amplă, trebuie să ne adresăm unui segment mai jos, de tot ce am de obicei, selecția începea la 10 ani, de la 17 ani, la canota și foarte devreme la gimnastică. Acum va trebui să locuim tentațiile societății moderne din ce în ce mai agresive asupra tineretului, din ce în ce mai agresive asupra părinților, în așa fel încât să le dăm alternativa la o viață curată, o viață curată prin sport. Nu acum, desigur, de ce basketul, pentru că ne-am propus să lucrăm într-un Olimpic Sportiv Român, am semnat parteneriatul și este primul de acest fel, dezvoltarea structurii sportive naționale Federația Română de Basket în contextul Comitetului Internațional Olimpic. Proiectul se numește, face parte din Solidaritatea Olimpică, are ca și obiectiv dezvoltarea sucursalelor regionale și Academie. În programul strategic avem dezvoltarea Academiei de avem urmări la Oraga, echipa masculină, care este de mulți ani de zile în competițiile internaționale în vârful piramidei, avem la Arad, competițiile feminine și am avut Satul Mare foarte, foarte bine dezvoltat și am pierdut puțin, dar sunt colegi aici, domnul inspector, vom încerca să revenim. Marmurășul este important pentru toți. Vom încerca să dezvoltăm și proiecte transfrontaliere, să vă cunoaștem de peste graniță, vom sperăm să revenim toți la noi acasă. Basket pentru mileniu 3 începe cu sucursalele regionale, este foarte adevărat și vom introduce rapid la recomandarea domnului senator, îi ridicăm și programul național sport în cartiere, un coș pe stradă, un coș pe care ar putea să fie introdus în lege domnului senator, venim cu toate documentele, mulțumim. Basket urban este 3-3, este colega mea, Andra Stănescu, a participat la Tokyo. Ar fi o variantă pentru a ne îndepărta de sedentarii și obezitate. Avem o mingea, avem un coș, haideți că putem face împreună. Am redemarat parteneriatul cu și am încheiat cu Ministerul Educației, am fost la întâlnirea cu inspectorii de profil. Ne-am propus să coborăm vârsta, numele limitate vârstă, mergem spre inferior. Pentru început, intrăm cu Olimpiada Națională a Sportului Școlar, o nouă disciplină, 4-4. Dacă mă întrebați de ce 4-4, pentru echipa de 3 înseamnă 4 jucători și nu vreau să stai niciunul pe bancă, vor juca toți 4 în teren, 10 minute ca la 3-3, pregătim viitorul olimpic în 3-3 și foarte aproape de 5-5. S-au stabilit toate bazele zonale, deci federația va contribui, va asigura și materiale sportive și arbitrarea zonală. Și le mulțumesc inspectorilor de profil care au fost alături de noi și vă asigur că împreună într-un tot sportiv vom reuși să ne dezvoltăm altfel copii. Pe data mai urmă, avem obiectiv dezvoltarea infrastructurii sportive, în data regională. Sunt ne îndreptăm puțin și către segmentul rural cu selecția. Avem egalitate de șansă și egalitate de gen, evident. Vedem dacă putem să aducem, să aducem îmbunătățiri și de ce nu să construim baze sportive, care pe un business plan ca să fie chiar eficientizate și să aducă profit. Și sunt aici colegii noștri din clubul care din partea de educație vor aduce copiii, vor depista noile talente și viitorii performeri. Așa că plecăm de la bază, de la școală, până la olimpism, foarte aproape 3-3, nu mai aproape decât 5-5, dar vă asigurăm că suntem împreună, suntem împreună pentru o societate puternică și mult mai bine dezvoltată. Vă mulțumesc pentru mult! O să-l rog și pe domnul Cătălin Burlacu, legerul Federației Române de Basket, să ne adreseze
câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, o să fiu scurt, s-au zis pe mare și agenda zilei și ceea ce avem de lucru astăzi. Vă felicit în primul rând pentru prezență, felicit autoritățile locale pentru implicare și pentru acest minunat prilej de a găzdui această primă întâlnire la nivel regional. Sunteți una dintre primele, dintre câteva prime regiuni care au și început deja treaba în teritoriu. Nu rămâne decât să vină sprijinul dumneavoastră cu absolut tot ce este nevoie și vă răspundem mereu pozitiv la orice solicitare. Trebuie să înțelegeți că există performanță în teritoriu doar cu efort comun și nu rămâne decât să începem primii pași către succes și către performanță. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Bun. Înainte să trecem la o ședință mai interactivă că fiecare din teritoriu, că e vorba de asociații de județene din cele patru județe, că e vorba de reprezentanții ISJ-urilor din cele două județe sau a direcției de sport, domnul senator Sorin Vașin are o surpriză pentru invitații noștri. Nu este nicio surpriză. Vreau să dăruiesc în parte la drapelul României, la drapelul țării, semn de recunoștință pentru implicarea Federației și pentru prezența dumneavoastră să fie dumneavoastră. Vă spunem și vă spunem numele municipiului, bine ați venit și mult succes în tot ceea ce o să faceți. De asemenea, vreau să ofer același star, de data asta puțin mai mic, și președintelui Clubului Sportiv din Sighetul Mamaței, pe care trebuie să felicităm și chiar să-l aplaudăm noi sighetenii pentru implicarea lui. Cu drag. În acest moment, eu spun că avem nevoie de sprijinul tuturor. Vom avea multe întrebări. Dar înainte de întrebări, am să rog pe doamna Monica Dinu, care este o persoană dragă sufletului meu, care ne-a susținut tot timpul în cele mai de bune proiecte care le-am dus la bun sfârșit, să ne spună oportunitățile regiunii, oportunitățile cluburilor sportive, asociațiilor județene și implicita federației în programe Erasmus sau programe transfrontaliere. Vă mulțumesc, doamna Monica, că ați venit și vă dau cuvânt. Bună ziua și mulțumesc! Sunt bucuroasă că am această ocazie. E un pic emoționant după primele momente. Pot să vă spun că înțeleg foarte bine de ce Federația Română de Basket a ales Sighetul Mamaței pentru a deschide acest punct regional. Pentru că și eu sunt bucureșteancă și am ales să locuiesc în Sighet. Oportunități de dezvoltare prin fonduri europene sunt foarte multe în toate aspectele vieții, iar sportul este ceva ce trebuie să facă parte din viața fiecăruia dintre noi, indiferent de vârstă. Într-adevăr, dacă ați face o simplă căutare pe internet, să asociați fondurile europene cu sportul, veți găsi Erasmus. Mai ales că Erasmus de un an și jumătate are o axă dedicată sportului. Deci, și se fac apeluri de proiecte de două ori pe an. Ce înseamnă axă dedicată sportului? Sunt proiecte care vizează dezvoltarea atât a cluburilor sportive, cât și a personalului cluburilor sportive. Deci cluburii, înțeleg și copiii și adulți care practică sport și
prin Erasmus nu se poate infrastructura, doar echipamente și abilitățile celor care îndrumă sportivii. Aici, la Siget, am reușit, din fericire, să accesăm deja, avem un prim proiect aprobat prin Erasmus, împreună cu un partener din Grecia. Avem un alt proiect la care am aplicat și sperăm să fie și acesta câștigător. Cele două proiecte sunt dezvoltate de Clubul Sportiv Școlar, Sighetul Marmației, deci orice club sportiv școlar poate face acest lucru. Ce programul Erasmus este program de cooperare internațională, necesită parteneriate, așa cum probabil că știți, din lumea educației în general, de școli, licee, universități au, dar și cluburile sportive și inclusiv cluburile sportive private pot accesa programul Erasmus. Îți trebuie dorință, idee și, desigur, parteneri. Dar pentru alte nevoi pe care le au cluburile, federațiile, asociațiile, se pot accesa și alt fel de proiecte. Îți trebuie un pic de creativitate, într-adevăr. Au fost menționate proiectele transfrontaliere. Această regiune este o regiune de graniță, deci sunt eligibile diverse entități pe proiectele transfrontaliere și aici vorbim de România-Ungaria, România-Ucraina și Huscorova, Ungaria-Slovacia, România-Ucraina ca programe transfrontaliere. Toate au într-o formă sau alta, axă ori de educație, ori de cultură, ori de turism și sportul poate să vină să îmbine zona aceasta de turism cu un pic de creativitate. Personal am dezvoltat un proiect pe România-Ungaria care a vizat fix partea asta de dezvoltare de mini-baze sportive în scop turistic, dar evident că și populația locală folosește acele baze sportive, nu doar turiștii care vin. Sunt de asemenea alte programe, cum este Interreg Europe, care este de cooperare europeană în interiorul Uniunii Europene, și programul Interreg Danube, deci Dunărea, care au axe care vizează buna guvernanță. Și buna guvernanță se înțelege sub toate aspectele vieții, deci inclusiv sport, tot așa, în parteneriate, și aici putem dezvolta zona de pregătire a spațiului public și a politicilor publice locale pentru întărirea sportului, pentru că asta ne interesează astăzi. S-au făcut proiecte foarte interesante până acum în parteneriat pe domeniul sportului, pe domeniul sport plus sănătate, proiecte integrate. Deci am putea încerca și noi cu toții. O altă direcție pe care o recomand, nu știu dacă e cineva din Arad, pe programul de dezvoltare regională, PORU, cum știe toată lumea, o parte dintre ADR-uri, agențiile de dezvoltare regională, și-au pus și o axă de dezvoltare. Din păcate, pe Nord-Vest e menționată în ghidul general, dar nu se regăsește ca o axă distinctă. Dezvoltarea de tabere școlare și la tabere școlare, sigur, trebuie să avem o bună legătură cu autoritățile publice locale, da? Dar eu cred că dezvoltarea și reabilitarea taberelor școlare ar ajuta sportul, inclusiv ca loc de desfășurare a cantonamentelor.
și aș încerca să creez asemenea parteneriate între asociații, club, federație și UAT-ul în raza căruia există o asemenea structură de tabere școlare, tabere care au funcționat cam până prin 90-95, deci pot fi reabilitate prin asemenea fonduri europene și utilizate inclusiv pentru cantonamente. Cam un alt program care ne-ar putea ajuta foarte mult pe dezvoltare și are foarte mare legătură cu strategia de dezvoltare a Federației Române de Basket este programul de mobilitate și incluziune socială, care oferă finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii școlare sportive și a bazelor sportive și, de asemenea, prin dezvoltarea sub responsabilitatea locală, care înseamnă, în principiu, grupuri de acțiune locală, în baza strategiilor de dezvoltare locală, deci trebuie să fim aproape și de grupurile de acțiune locală, se pot dezvolta, se poate dezvolta această infrastructură sportivă care ar putea fi o bază de selecție a copiilor și mai ales copiii care sunt în situații vulnerabile și pentru care sportul chiar ar putea fi o soluție extraordinară de împlinire și dezvoltare. Pe programul de mobilitate și incluziune socială, eu am identificat 7 axe care se pliază pe o activitate sportivă. Fie că vorbim de selecție efectiv, baze sportive sau sprijin de dezvoltare a oamenilor care se ocupă de dezvoltarea sportului. Cam la asta m-am gândit până acum. Sper să vă fie utile direcțiile pe care le-am sugerat și sigur împreună cu George oricând putem fi alături de dumneavoastră să dezvoltați orice idee vă vine. Să găsim o finanțare nerambursabilă pentru orice idee pe care o aveți. Mulțumesc frumos!